Eu îmi doresc să vină cineva cu bani, să ajute clubul Dinamo în primul rând, să fie acolo în top, pentru că, sincer, mi-e dor de derbiurile de altă dată. Și tu ai o relație specială chiar cu domnul Borcea, nu mai încerci așa să-l ispitești din când în ce când? Ce să mă duc eu să zic, că domnul Borcea are destule pe cap, a avut atâtea probleme, nu știu dacă îi mai stă dânsului capul acum la fotbal. Păi, sigur are mândria aceea de dinamoviști și de investitor. Corect, are mândria, însă... Și se duce clubul de râpă pe mâna unor. Însă preferă, cred eu, să stea retras, să nu mai fie în lumina reflectoarelor atâta timp cât a avut foarte multe probleme, a stat departe de copii, de familie, de tot ceea ce a însemnat libertatea, care este cea mai de preț. Deci nu mai nu avem cred. Eu speranțe nu că cred. Vedem iarăși eu. Eu personal nu cred că se va întoarce. Poate nu acum, poate peste 10 ani. În anumite circunstanțe, da, cred că s-ar întoarce. Să fie, nu știu, acum am înțeles că se va face și stadionul la Dinamo. Corect, corect. Este singura echipă care a rămas fără stadion din capitală. Și pe lângă altele echipă, iară, cu oraș mare și așa, Timișoara este. Cred că și la Timișoara, dacă s-ar face stadion, ar fi emulația și altfel ar fi sponsorii și banii și așa mai departe. Dar a spus Florin ceva interesant de circumstanțe. Ce circumstanțe ar trebui să avem ca să-l vedem pe... Cum a spus și Gabi, în primul rând, acest stadion care să... Și la Dinamo, cu siguranță se va construi. Am vorbit când am fost atunci la premier toți dinamoviștii. E clar, l-ați văzut și pe ministrul de interne acum, pe domnul Bode. E clar că lucrurile, stadionul se va face. Situația aceasta, care este momentul de față, din punct de vedere patrimonial, din punct de vedere al patronilor clubului, până nu se va rezolva, nimeni nu va veni să investească la Dinamo. Păi am înțeles până nu va veni înseamnă, până nu va veni înseamnă clubul să fie pe zero. Păi ți se pare corect ca suporterii să dea în jur de 2 milioane, nu am văzut 2 milioane și ceva anul ăsta, și să aibă 20% din acțiuni și pe excrocii ăștia să dea 500 de mii și ea împrumut cu contract de cesiune la Liga Profesionistă și să aibă 80%? Unde s-a mai pomenit așa ceva? Da, de unde și sunt acei 7 milioane? Că am înțeles, da, a spus acum, a dezvăluit și Ioan Andone, da? Că sunt datoriile, sunt datoriile după vremea lui Negoiță. Păi bun, și domnul Negoiță acum ce face? Vine și... Păi ce să facă? Domnul Negoiță și... l-a adus pe domnul Cortaseru. Păi... Și astea stai, că probabil până la momentul în care au încercat, nu? Să discute Ioan Andone, Lupescu... Bulgărele ăsta adică... merge... Mai sunt. Carmen, bulgărele ăsta când pleacă, el acum se rostogolește. Este boală lungă, moarte sigură. El se rostogolește, nu mai poate fi oprit decât de... Cineva ei. Foarte puternic. Și cineva puternic de vedere financiar care să vină să pună banii pe masă. Pune mână, bagă mâna în buzunar, zice aduce 10 clubul la zero, hai să dăm drumul la treabă. Altfel... Eu sunt curioasă de altceva. Ce ai fi făcut tu, Gabi, fiind la Dinamo în situația actualilor jucători, da? Știi prea bine, ai urmărit și tu, ai spus, 4-5 luni neplătit. Să știi că ia suporterul de la gura familiei să-ți dea ție. Acum, cu plecatul, i-am lăsat doar pe străini. Ce ai fi spus? Pe cine? Cum ai fi ieșit din această situație? Să dai în de Cortaseru sau de cineva? Băi, n-ai cum să dai. Adică nici de nu ce știu. N-ai cum să dai? N-am vorbit niciodată cu dânsul, nu l-am cunoscut, nu știu unde trăiește, ce face, ce... Are oameni cu siguranță de legătură aici, însă eu degeaba vin mâine la tine și spun, dă-mi și mie, te rog frumos, banii mei. Dacă tu n-ai, ce faci? Ți-ai dau eu. Ca și spui, așteaptă că îți dau peste 200 luni. Peste 200 mai vii odată, dă-mi și mie bani. Mai stai că mai țin am un litigiu mare, acum și fac niște bani. Ce poți să faci? Dacă n-ai bani, n-ai bani. Nu poți să-i obligi, să zici nu mai intri pe teren? Păi nu mai intri pe teren, îți dă și federația și liga și toate amendă și... Te duci în liga a doua și mai... Te duci în liga a doua, a treia și urmează falimentul. Și eu am avut 5 oferte de 3 milioane și nu m-a lăsat să plec. Și aveam salariul 1 milion și nu m-am mai supărat. Cine nu te-a lăsat? Eu, în momentul în care eram la Dinamo. Păi veneau oferte de la Hamburg, de peste tot. Niciodată. Dar cine? Până n-am luat... Conducerea, erau 4... Era domnul președinte Badea, domnul Borcea, domnul Vasile Turcu Fiertat. Nu mai știu cine mai erau, în fine, mai mulți acolo. Săvulescu. Săvulescu, da, erau toți și au zis nu. Până n-au luat. Când au luat 5 milioane, plus 1 milion de euro bonus în cazul în care mă vinde Udineze în următorii 2 ani de zile. Adică așa, n-am plecat. Și ca să accepte oferta asta, a trebuit să accepte un salariu pe jumătate față de cel. M-am dus pe un salariu foarte mic. Într-adevăr, de 3 ori mai mare decât la Dinamo, dar foarte mic. Și tu cum erai în acea situație?
Cu capul mă nu, refer. Nu, eram foarte bine, m-am gândit, o să vină. E jucător valoros. Dacă te vrea cineva, dă banii pe tine. Dacă nu te vrea, nu dă nimic, te las acasă. Și a asumat. A fost ți-asum. Alegerea lui, nu l-a... Păi ți-asum și pleci. Exact cum mi-am asumat când am avut 18 ani și am ales să plec de la Timișoara să vin la Dinamo foarte tânăr. Și atunci mi-am asumat cu orice risc, că mă vor înjura, că vom fi greu pentru mine, pentru familie, etc. Bine, și a fost și o presiune atunci, că erai comparat, ba Messi, ba Sanchez, ba... Asta cu Messi era că am dat două goluri, de am driblat jumătate de teren la Liga 2 la Timișoara și am mai dat două la Liga 1 și știți cum e presa la noi. Presa te ridică, presa te coboară. Trebuie să accepti și când zice de bine și când îți dă în cap. Și să răspunzi cu aceeași monedă de fiecare dată, cu aceleași arme. Să nu pleci capul. Cu toate că, de multe ori, capul plecat, sabia nu-l taie. Putem sau îl taie mai repede. Dar revenind, Dejan în această situație ar trebui să se uite gen, să-și facă o autocritică? Nu, Dejan este pentru într-un moment foarte bun al carierei. Pentru că nu se pot plăti banii aceștia totuși. Da, corect. Dejan este prietenul meu, ca să ne înțelegem. Suntem de la Timișoara, este mai mic decât mine, suntem prieteni foarte buni, la fel cum este și Steleanu și așa mai departe. Și vorbesc foarte des cu Dejan. Este într-un moment foarte bun al carierei lui, să nu fie disperat să plece, când va fi momentul, o va face. Și dacă va veni o echipă și după aceste două meciuri, că a făcut două meciuri foarte bune la echipa națională și echipa națională contează foarte mult pentru a pleca în străinătate sau a te cumpăra altcineva, cine îl dorește cu adevărat va plăti această sumă. Că nu dă 1 milion de euro mâine așa, dă 300 acum, 400 la iarnă, 300 la vară și 300 la iarnă, că se practică. Să nu credeți că transferurile astea se fac 250 de milioane de euro de Manchester City direct așa. Îi fac în 2-3 tranșe și așa mai departe. După care cumpără un jucător, vinde 3 tricouri și o scos banii de 5 ori. Mă refer la valorile foarte mari. Ai apucat să vorbești cu Dejan după partidă? N-am apucat să vorbesc după... Pentru că postul... Era pe drum, mergea spre casă. Astăzi n-am apucat să vorbesc cu el. O să mă văd cu el la Timișoara când merg. Deci o surpriză tare plăcută, nu? Domnilor. Un jucător care și-a schimbat postul din extremă dreaptă, extremă stângă, mijlocaș, a jucat un 3-5-2 cu... domnul Urin la Dinamo, a jucat foarte bine banda dreaptă și a făcut meciuri extraordinare fundaș.